Fârșitul războiului va însemna moartea lui Putin. Scenariul îngrijorător pentru Europa. Scenariul îngrijorător pentru Europa. Războiul din Ucraina s-ar putea încheia doar în două feluri, crede Sergiu Mocanu, liderul mișcării populare antimafie. Acesta consideră că după ce Vladimir Putin a decis să atace Ucraina, nu mai există jumătăți de măsură în rezolvarea acestui caz. Șeful Antimafie crede că războiul Rusiei cu Ucraina are doar două scenarii de finalizare. Unul este moartea lui Vladimir Putin. Sergiu Mocanu, liderul mișcării populare Antimafie, are ca finalizare două scenarii. Fie cu moartea președintelui Vladimir Putin, fie cu o catastrofă pentru civilizație. Într-o postare pe contul său de socializare, Sergiu Mocanu crede că în războiul Rusia-Ucraina nu mai poate fi vorba de jumătăți de măsură, de când Vladimir Putin a ordonat atacul la ramat. Schizofrenicul a atacat Vladimir Putin. Războiul ăsta nu se termină simplu. Războiul ăsta se termină fie cu moartea schizofrenicului, fie cu o mare catastrofă pentru civilizație. Acum nu mai sunt jumătăți de măsură. Un om, la ora actuală, nu mai poate judeca cu jumătăți de măsură. Ori suntem de partea civilizației, ori suntem de partea nebuniei, schizofreniei. Un schizofrenic a decis că această lume fără el nu mai are rost să existe. Atacul nu este asupra Ucrainei, este asupra lumii civilizate, a declarat Sergiu Mocanu într-un video pe Facebook.